Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi spectatori, telespectatori, prieteni virtuali. Începând de astăzi, orele 16:30, vom da startul unei noi emisiuni de divertisment. Pentru că noi emitem online, întreaga țară ne poate vizualiza și bineînțeles că și prietenii dumneavoastră din străinătate pot să ne admire și să ne vizualizeze. Cu cât mai multe vizualizări, cu atât această emisiune de divertisment care se adresează unui public foarte, foarte numeros va avea un succes de plin. Deci, după cum vă spuneam, în fiecare zi de miercuri, la orele 16:30, să fiți în fața calculatorului, pentru că noi o să vă prezentăm cei mai talentați copii romașcani în arta dansului și a cântului, iar pe parcursul emisiunilor ne propunem să aducem și invitați din întreaga țară. Copii foarte, foarte talentați, copii care au urcat pe marele scene naționale și internaționale și care au și vor avea ceva de spus în arta cântului și în arta dansului. Această emisiune o veți putea vedea în reluare tot miercurea, începând cu orele 21:30, iar în fiecare joi dimineață, de la orele 9:30, noi vom emite din nou această emisiune de divertisment. Ne bucurăm că vom avea un public larg, un public de toate vârstele și cu siguranță noi vom încerca să vă descrețim frunțile și să uitați de necazurile și problemele cotidiene și să plutim împreună în pe aripile muzicii, cântând sau dansând. În această primă emisiune, eu îmi propun să vorbesc dumneavoastră despre Festivalul Național de Muzică Ușoară care s-a desfășurat la Roman, se numește Festivalul Lucky Kids și s-a aflat la a patra ediție. Acest festival a avut loc în perioada 16-18 aprilie, deci pe parcursul a 3 zile s-a desfășurat acest Festival Național de Muzică Ușoară și spunem noi, ca și organizatori, că a fost un festival reușit și a avut și succes pe plan național. După cum știu cei care au participat la festivalul nostru, în acest an festivalul s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile pentru că am avut un număr foarte mare de copii înscriși. Din întreaga țară au venit aici la Roman pentru că noi, aflându-ne deja la a patra ediție, am demonstrat tuturor că suntem organizatori corecți, buni, spun eu, îmi permit să spun, și am câștigat încrederea părinților, încrederea profesorilor, încrederea copiilor și au avut deosebită plăcere să revină la noi la Roman și la a patra ediție. Și după cum vă spuneam, a fost un succes, pentru că a trecut aproape o lună de când am încheiat acest festival. Doresc să reamintesc tuturor celor participanți că a fost un festival reușit, cu o jurizare corectă, chiar dacă a fost puțin mai drastică. Noi ne asumăm ceea ce jurul
a notat și pe parcursul emisiunilor și în această emisiune și pe parcursul emisiunilor următoare vreau să vă prezint frânturi din acest Festival Național de Muzică Ușoară. În această seară am să vă prezint momente din gala acestui festival care a avut loc pe 18 aprilie și am avut deosebită plăcere să avem invitată pe Rosemary Lanci, o tânără foarte talentată din Bârlad, care este câștigătoarea celei de-a patra ediții a show-ului de televiziune Next Star și la invitația noastră ea a venit în gala festivalului și a susținut un mini recital. Am avut deosebită plăcere să o avem printre noi pentru că este un exemplu pentru copilași, a ajuns acolo unde și-a dorit și în continuare muncește pentru a avea un cuvânt de spus, dacă nu deja l-a spus, în muzica ușoară românească și cine știe și muzica internațională. În urma unei colaborări cu compozitorul romașcan Sergio Rudich, a ieșit pe piață o piesă foarte sensibilă care se potrivește acestei domnișoare foarte talentate și foarte sensibile. Se numește piesa Am plâns destul, muzică și text Sergio Rudich. O vom asculta pe Rosemary Lanci în recital în această zi și cu siguranță pe viitor o să o avem invitată aici în studio pentru că ea ne pregătește și un videoclip la această frumoasă melodie și pentru că vrem să ne spună din experiența ei, să ne povestească cum a ajuns acolo pe treptele înalte ale muzicii, vorbim în domeniul acesta al mini-vedetelor și pentru a vă prezenta și dumneavoastră aici la Roman. Tot în această zi, tot din gala Festivalului Național de Muzică Ușoară la Chichiț, care s-a desfășurat la Roman, am avut ca invitați și o trupă de dans, trupa Lucky Dance, care a încântat privirile publicului și în această seară dorim ca și această trupă să se vadă și să fie invitata noastră. Ea ne va prezenta două momente artistice și sperăm că va fi pe placul tuturor celor care ne privesc. Ce să vă mai spun, dragi telespectatori? Ne bucurăm de un festival, că a fost un festival foarte, foarte reușit, pot eu să spun. Și premiile au fost foarte mari și foarte consistente. Pentru prima dată, domnul Liviu Manolache, care este actor și directorul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia Copiilor, a oferit un premiu la un festival național de muzică ușoară și acest premiu a constat în participarea direct în finala festivalului de la Mamaia. A fost o bătălie foarte, foarte mare. Copiii din întreaga țară, după cum vă spuneam, au venit la acest festival la Roman cu gândul de a obține acest premiu din partea domnului Liviu Manolache, pentru că toți copiii din întreaga țară își doresc să ajungă la Mamaia Copiii. Este un festival național, un festival foarte, foarte serios, un festival foarte mare, dar sunt foarte mulți copii din întreaga țară care participă la preselecțiile acestui festival, dar care foarte puțin ajung în finală. Locurile sunt limitate și dorința copiilor este foarte, foarte mare și după cum vedeți și dumneavoastră sunt și foarte mulți copii foarte talentați.
și am avut deosebită plăcere și onoare ca domnul Liviu Manolache, având încredere în calitatea festivalului nostru de la Roman, să ofere acest premiu unui copil direct în finala de la Mamaia Copiilor, care se desfășoară, se va desfășura în perioada 6-12 iulie la Constanța. Și iată că acest premiu a fost obținut de o fetiță din Roman. Surpriza a fost foarte mare pentru noi romașcanii, pentru cei de la Clubul Lucky Dance care o pregătesc pe această domnișoară, pentru că nu că nu ne-am așteptat să obținem acest premiu, dar știam că sunt foarte mulți copii buni. Concurența a fost foarte mare și așteptările au fost și ale noastre foarte, foarte mari, dar nu am crezut că vom ajunge noi, cei de la Roman, în finala de la Mamaia Copiilor. Și această tânără domnișoară se numește Sabrina Niculae, are 9 anișori și ea este fericita câștigătoare a trofeului din partea a trofeului Liviu Manolache. Sabrina Niculaesei a mai participat la Mamaia Copiilor anul trecut la secțiunea Creație, tot cu o piesă a compozitorului romașcan Sergiu Rudih pe versurile textierului Marian Stere. Piesa se numește Cabaretul Poveștilor și a obținut locul întâi, un loc foarte mare și bine meritat. Deci noi o felicităm pe Sabrina Niculaesei că a reușit prin munca ei să ajungă să-l impresioneze pe domnul Liviu Manolache. Bineînțeles că a fost un tot, și voce, și prezentare scenică, și mișcare scenică, și costumație, și transmitere, și piesă, și originalitate. Deci copilul care l-a impresionat pe domnul Liviu Manolache a trebuit să însumeze toate aceste calități, dacă le pot numi eu, să atingă maximum la toate aceste puncte. Și iată că Sabrina Niculaesei a impresionat și a reușit să ajungă la Mamaia Copiilor și o vom vedea în această vară evoluând pe scenă la secțiunea interpretare, categoria de vârstă 7-9 ani. În această seară nu avem invitată pe Sabrina, dar vă promitem că în următoarele ediții ale emisiunilor noastre va fi aici alături de noi și ne va împărtăși din trăirile sale, din experiența sa, pentru că are o experiență de 4 ani în arta cântului și a dansului, și ne va povesti despre realizările sale, despre cu ce gânduri merge anul acesta la Mamaia Copiilor și despre visurile sale. Ce să vă mai spun? Vă invit ca să ne urmăriți în fiecare miercuri, așa cum v-am povestit la începutul emisiunii, și joi în reluare, începând cu orele 9:30, pentru că ne dorim să fie o emisiune frumoasă, o emisiune care să vă aducă zâmbetul pe fețele dumneavoastră și să reușească să pătrundă această emisiune în inimile tuturor celor care ne urmăresc și, după cum spuneam, nu numai în țară, cât și cei din străinătate să fie alături de noi, pentru că avem foarte mulți prieteni, avem foarte multe rude care sunt plecate în străinătate și, iată, prin intermediul acestei televiziuni online putem să fim vizionați din orice colțișor din această lume. Eu vă las în compania muzicii, în compania cântului, a dansului și vă doresc vizionare plăcută.
total diferită de ce am cântat acum și vreau din nou să-i mulțumesc compozitorului Sergiu Rudich pentru această piesă minunată. Because you're mine.